Bună seara, stimați telespectatori, sunt Ștefan Nemecec, bine v-am regăsit și în această seară la Oameni și Fapte. După cum ați putut lua la cunoștință, ne vom derula emisiunea din această seară sub genericul Fete și Băieți de Aur. Cred că ați dedus, este vorba de fetele și băieții de aur din cadrul echipei de fete și băieți fotbal, tenis, Comexim Air, Lupeni. Cu puțin timp în urmă, mai exact la finele săptămânii trecute, a avut loc turneul final al campionatului național de tenis, unde reprezentanții echipei Comexim Air au obținut din 6 titluri, din 8 titluri, 7 titluri. Vom discuta despre acest succes și nu numai, despre perspectivele acestei echipe cu o parte din componenții echipelor de fete și băieți și sigur cu antrenorul fetelor și băieților de aur de la Comexim Air Lupeni, Didi Druncea. Bună seara, Didi Druncea, bine revenit în studioul televiziunii Bare. Bună seara, revin tot timpul cu plăcere, mai ales când avem rezultate. Când nu avem, stăm acasă, dar nu se întâmplă. Am spus, fete și băieți de aur, rezultate ați avut chiar mai multe decât ar fi trebuit să aveți în condițiile de pregătire pe care le aveți, în condițiile de derulare a competițiilor la care participați. Alături de Didi Druncea, stimați spectatori, în prima parte a emisiunii noastre se află fata noastră de aur, fata noastră deosebită care ne-a adus atâtea satisfacții prin evoluțiile pe care le-a avut pe diverse terenuri din lume, satisfacții pe care ne le-a adus ca urmare a trofeelor, cupelor obținute, fiind dovedind că este cea mai bună, spun eu, nu printre cele mai bune din lume la acest capitol, fotbal-tenis, Ana Maria Gherghe. Bună seara, Ana Maria! Bună seara și bine v-am regăsit. Mă bucur să am fost din nou în acest platou. Sper să aprecieze acest lucru și telespectatorii noștri. Poate să-ți adreseze întrebări și să facă și scurte comentarii pe fondul evoluțiilor pe care le-ai avut în ultima perioadă și nu numai. O să vă prezint și o parte din echipa de junior fotbal tenis Comexim Air Lupeni, stimați spectatori, în a doua, a treia parte a emisiunii noastre și, sigur, încă o componentă din cadrul echipei de fotbal tenis. 0254-540000 este telefonul fix cu tarif normal la care, după prima pauză publicitară, dacă vreți să ne adresați întrebări, vă aștept să faceți scurte comentarii pe tema pe care v-am prezentat-o. 0724-890163, telefon mobil cu tarif normal pentru SMS-uri și, desigur, scurte comentarii pe care doriți să le faceți. tvparanga@yahoo.com, adresa de e-mail a televiziunii Parang, unde, de asemenea, puteți adresa întrebări și scurte comentarii pe tema prezentată. Așadar, Didi Druncea, spuneam telespectatorilor noștri, la finele săptămânii trecute s-a derulat la Lupeni turneul final al campionatului național. Spune-ne cum s-a derulat competiția și cum ați reușit, nu vă întreb de ce ați reușit, să obțineți din 8 titluri, iată, 7 titluri. Deci, turneul final s-a ținut la Lupeni pentru că era programat în altă parte, dar am ținut cu tot din adinsul să țin la Lupeni, pentru că îmi doream să jucăm la Lupeni cu medaliile și cupele pe masă. Turneul n-a fost foarte greu pentru noi. Aveam câteva cupe și probleme. Medalii care, erai convins, în mare parte, vor rămâne pe masă. Da. Câteva probleme am avut la junior, că chiar am terminat campionatul la egalitate cu o echipă din Salonta, dar am avut set averaj mai bun și am câștigat și pe echipe. Aveam asigurate o parte din medaliile de aur, dar vroiam cu tot din adinsul la echipe să câștigăm, că e cel mai important titlu. La fete n-au fost probleme, aveam titlurile în buzunar de mult.
Nu, că e o diferență enormă între prima, între echipa noastră și celelalte care sunt în urmă. Deci nu ne-am făcut probleme niciodată. Acest lucru, Didi Druncea, în ciuda faptului, spuneam și în emisiunea trecută, în ciuda faptului că, deși aveți rezultate, deși sunteți într-un vârf de piramidă, nu găsiți acel sprijin de care ați avea nevoie pentru a vă putea asigura prezența la aceste competiții. Totdeauna am înțeles, înaintea fiecarei etape există emoții, există putem, avem bani cel puțin pentru deplasare, în condițiile în care, practic, pretențiile materiale financiare pe care le aveți sunt cele de a participa, a putea participa la aceste competiții. Da, nu pot să mă vait. Noi ne-am obișnuit de la început cu greutățile. Condiții de pregătire avem, nu pot să spun. Mai sunt unele probleme pe care nu vreau să le dezvolt, pentru că aș supăra multă lume și mai bine. Păi, această lume poate n-ar trebui să se supere și dacă spunem adevărului pe nume, adevărul, sigur, de multe ori supără, dar e trebuie spus, pentru că trebuie cunoscut. Da, domnul președinte al clubului, domnul Emil Părăiu, singurul care ne ajută și dacă n-ar fi dânsul, poate nici noi nu existam. Și care, practic, susține întreaga activitate. Susține întreaga activitatea noastră și, nu știu, s-ar putea puține să... eforturi și nu numai materiale. Nu numai materiale, nu, e tatăl nostru, cum se spune. Atât. În rest, nimeni din lumea asta nu face niciun efort. Doamne ferește să ne lase și Comeximul și atunci suntem pe nicăieri, deci nu mai avem niciun sprijin. Bine, sigur, trebuie gândit. Nimic nu este veșnic și nu că v-ar lăsa Comeximul, dar... Dar poate noi am ajuns condiții... la un nivel când nu ne mai e teamă de nimeni în lume. Și tocmai acum am muncit atâția ani ca să am ajuns la nivelul ăsta și să întrerupem dintr-o dată, nu? N-ar fi oare păcat. Adică să se rupă totul... Da, din lipsă de bani. Bine, din lipsă de bani puțin, pentru că asta spuneam, nu aveți nevoie de sume cu multe zerouri, aveți nevoie exact de ce trebuie cheltuit pentru deplasări și, sigur, pentru cheltuielile care trebuie făcute ca participare la aceste competiții. Da, da. Ca și cheltuieli de participare sunt taxele de participare, transportul, mâncare, cazare, care... De regulă, la o etapă dublă, cum trebuie să mă duc cu fete și băieți, e în jur de 3.000 de lei. Deci, iată, nu e o sumă... Având 5-6 etape pe an, vă dați seama că e sub 20.000 de ron de lei. Vom reveni și vom discuta... Da. Didi Druncea, despre aceste aspecte. Dacă mai ai ceva să ne spui despre acest turneu final, despre cum s-a derulat, despre impresiile cu care au venit și au plecat. Deci, la fete nici nu pot să vă spun mare lucru, pentru că la fete, nici având toate titlurile asigurate, nici n-am fost atent la ce s-a întâmplat în sala respectivă. Eu eram bucuros că am reușit cu băieții să iau titlurile 3 din cele 4. Și există aici un paradox, o chestie tare, tare interesantă, pentru că am un copil care face de vreo 6 luni fotbal tenis. Și la un moment dat eram conduși și pierdeam campionatul sigur pe echipe, eram conduși cu 9-3, le mai trebuiau 2 puncte să ne bată. Și am inspirație așa la nervii care aveam atunci să bag copilul ăla în teren și au câștigat setul și meciul. Asta o să-mi rămână toată viața în minte. Practic, putem considera că a fost revelația și a momentului, da, și a evenimentului. E păcat că e prea micuț, n-are vârsta necesară să meargă, e încă junior 3, să meargă la Lotul României, că ar fi meritat. O astfel de întâmplare a mai fost relatată din emisiunile noastre precedente, când spuneai că
un de cine era vorba, Ana Maria? Dani Popovici, care este care acum chiar după 6 luni de zile a dat dovadă în scurtă vreme de valoarea sa competițională. Da, vedeți dumneavoastră aici, eu eram convins că am pierdut campionatul și medalia de aur în triplu, pentru că și triplu și pe echipe pierdeam atunci. Eu atunci am aruncat în luptă, zic că fie ce-o fi, orice s-ar întâmpla, asta e, că nu mai aveam nicio șansă. Și s-a descurcat și eu știu, poate Dumnezeu a vrut așa, nu? Ana Maria, spune-ne impresiile tale acum de după. Cum ai așteptat această rundă finală, să spunem? Așa, erai sigură de ce se va întâmpla? Sigur, pe tine erai sigură și știai ce poți și ce vei obține față de adversarele tale pe care le știai, le cunoșteai, cred că, în mare. Sigur. Da, eram sigură de rezultat. Am avut doar puține emoții în proba de triplu, dar ne-am organizat, ne-am susținut una pe cealaltă și am făcut așa fel încât rezultatul să fie în favoarea noastră. A fost un concurs bun de la început până la sfârșit. Am început bine și am sfârșit foarte bine. Mi-a fost oarecum greu la început, pentru că eu am venit după o perioadă în care nu m-am antrenat, doar de când sunt acasă, de o lună fac antrenamente. În rest, eu fiind la facultate, am dus tot campionatul fără antrenament, fără nimica. Lucru care îl simți. Da, pentru că aici e și experiența. Am 10 ani de zile de când practic fotbal, tenis și m-a ajutat și lucrul acesta și mai ales determinarea, că în primul rând trebuie să ai și determinare și să-ți placă ceea ce faci. Și m-a ajutat foarte mult lucrul acesta. Și am avut și sprijin din partea tuturor, din partea antrenorului, din partea colegilor, a federației, tuturor. Ce înseamnă acest sprijin, Ana Maria? Mai mult psihic și am simțit că sunt alături de mine, chiar dacă nu aveam unde să mă antrenez. Eram ocupată cu facultatea, să dau randament și la facultate, că sunt pe principiu și facultate și sport, le îmbin una pe cealaltă. Și atunci trebuia să fac cumva să fie bine și m-au ajutat foarte mult și părinții, toată lumea au fost alături de mine. Mai ales că am trecut și printr-o perioadă grea când am venit după o accidentare și mi-a luat foarte mult timp să-mi revin. Bine, nici acum nu cred că sunt 100% revenită în competiție, pentru că sechele rămân întotdeauna. Tot timpul vei resimți dureri, niciodată nu poți să spui că vei fi 100% apt. Dar iată că în ciuda acestor aspecte, Ana Maria, ai reușit. Da, am reușit și mă bucur foarte mult. Deci chiar este o realizare pentru mine. Și sper să o țin tot așa, mai ales acum că vine o competiție foarte importantă, campionatul european, unde trebuie să câștigăm, să ne menținem pe aceeași linie, să nu dezamăgim în primul rând și să nu dezamăgim pe noi. Da, avem cum. Nu, că da, vine campionatul european și de la Lupen sunt vreo 5-6 în lot. În lotul României și anul, deci la mondialele de anul trecut, da, băieți și fete. Anul trecut cu 3 sportivi la lot, 2 fete și un băiat, au venit cu 8 medalii de aur de la mondiale. Anul ăsta fiind atâția, sper să fie dublu numărul medalilor de aur la europene. Eu sunt sigur că vor fi, după cum am calculat eu sunt 13-14 sigur de aur. Pe atâta timp cât pregătirea va fi foarte bună și noi vom fi mobilizați să câștigăm toate medaliile puse în joc, imposibil să nu reușim. Trebuie să ne comportăm ca o familie când este o competiție importantă, să ne comportăm ca o familie, să ne ajutăm unul pe celălalt și în momente grele și în momente în care scorul și meciul este în favoarea noastră, indiferent, trebuie să ne susținem. Ana Maria, înainte erai elevă de liceu și sportivă de valoare mondială. Acum ești studentă și sportivă de valoare mondială. Este mai greu? Da, este foarte greu. Și cum te simți în postura de studentă? Mă simt foarte bine și, sincer, chiar n-aș da timp înapoi să mă întorc la liceu sau în general. Îmi place foarte mult postura de studentă, mai ales că sunt la facultatea de sport. Toți profesorii se mândresc că au în facultate sportivi de valoare și e un lucru foarte bun, mai ales că
Îmi place să învăț, să fiu și sportivă bună, dar și o studentă pe măsura rezultatelor sportive. Reușești să... Reușesc, da, anul trecut. Ca timp și una și alta? Da, reușesc. Sunt a doua în facultate, din 160 de studenți. Felicitări să aflăm mulțumesc acest lucru. Da, și vă dați seama că îmi doresc din suflet să le îmbim pe amândouă și voi reuși până la capăt. Cum se comportă colegii cu tine? Colegele? Foarte bine, nu-mi place să se creadă că sunt vedetă, nu mi-a plăcut niciodată să ies în față, nu-mi place să mă comport la fel, să rămân la același statut la care sunt și restul, chiar dacă sunt sportiv de performanță, chiar dacă totuși nu sunt. Ești vedetă. Da, dar aici intervin eu. Ea și-a făcut un grup foarte frumos acolo în București la facultate, este foarte bună prietenă și se vizitează foarte des cu Amelia Aracea de la gimnastică, cu Gabi Dragoi de la gimnastică, cu fete care au rezultate pe plan mondial în diferite sporturi. Nu? Ea, deci a știut unde să se bage, în ce cerc să se bage. Este foarte bine. Există și zica la românească, Didi Druncea, spune-mi cu cine ești prieten ca să spun cine ești. Și în cazul acesta, probabil, prietenele Anei Maria beneficiază pe acest fond mai mult de spune-mi cu cine sunt prieten ca să... Sau este chestie reciprocă? Este reciproc, da? Pentru că și ele au rezultate foarte bune și deosebite. Dacă toți suntem la acest punct, așa să te întreb, băieții îți fac curte pentru că ești frumoasă sau pentru că ești vedetă? Acum, la latitudinea lor, nu pot să spun eu. Unii poate mă văd frumoasă, unii poate doar din punct de vedere sportiv, deci nu... Sau unii te văd și așa și așa. Da, nu cataloghez fiecare cum și crede. Și poți fi considerat excepția că știi cum se mai spune despre fetecele frumoase... Pot fi vedete, dar nu și pe locul 2 într-o competiție de studii și nu vreau să jignesc pe nimeni, dar așa se spune. Da. Adică pe locul și frumoasă momentan, și deșteaptă. Pe locul 2 momentan. Didi, am dreptate sau? Da, vroiam eu să adaug ceva. Ca să nu supărăm partea feminină e mai care bine ne aude nu. Și să... Sper să ajung pe locul 1 și la studiu. Este... ceea ce îmi doresc în acest an. Este îmbucurător să auzim această ambiție a ta, Ana Maria, și la viitoare și emisiune. Și voi reuși cu siguranță. Este foarte bine că ai această gândire. Să spunem telespectatorilor noștri, ești prima în sport, prima în producție, cum se zice, prima la învățământ. Este foarte bine. Deci, cu studiul te descurci, da. Ești integrată, da. Nu poți să spui că lași timpul sau pregătirea sau eforturile mai mult în detrimentul învățăturii sau în detrimentul pregătirii? Nu, încerc să le îmbin pe amândouă, să fie la același nivel și să-l... Să și reușești până la urmă, pentru că... Acum va avea o companie mult mai plăcută, dat fiindcă și Ana Maria Rizescu și ea e o componentă de bază la echipa României. Și ai campion, Ana Marie Rizescu, va pleca cu ea la București tot și vor sta în același cămin, în aceeași cameră. Nu, și va avea cu cine să facă pregătire. Și în același timp va avea și cine să se țină de ea să învețe, pentru că îmi doresc și ea să fie pe urmele mele, să o sprijin cât pot. Poate veți derula, Ana Maria, în primul rând, o competiție personală în ceea ce privește pregătirea profesională, teoretică și sigur continuarea și susținerea pregătirii sportive unde ați ajuns undeva și se spune și Didi Druncea, se spune că este mai ușor să ajungi undeva în vârful unei piramide, este mai greu să te menții. Dar iată că Ana Maria Gherghel dovedește că știe să se mențină, știe să permanentizeze aceste rezultate bune. Ea nu, atât cât va face sport, nu va fi învinsă de nimeni, cel puțin în simplu. N-are cum. E, are tot ce-i trebuie pentru un jucător de simplu. Sigur, vorbind de perioada de acum, nu ne gândim peste 10 ani când... Și peste 10 ani, dacă va continua să joace la fel, dar determinarea ei n-are cum, la tehnica ei, nu, de lovirea mingei, n-are cum să piardă. Este foarte bine să se întâmple așa și
este foarte bine că o să avem ocazia, ori de câte ori ne vom întâlni cu ea și o vom prezenta telespectatorilor noștri, să venim cu certitudinea rezultatelor viitoare pe care cu siguranță le va avea și... Poate ne primiți după ce venim din Istanbul, unde sunt europenele, și atunci o să vă aducem... Discutăm și despre Istanbul, după pauză publicitară, Didi Druncea, să vedem ce se va întâmpla acolo, ce gânduri aveți pentru acolo și, sigur, după ce vom prezenta și ceilalți componenți ai echipelor din cadrul Comeximer. Spuneam Letiția Bivularu, Daniel Popovici, Răzvan Vornicu și David Lică. Înainte de prima pauză publicitară, Ana Maria, dacă mai vrei să ne spui ceva despre acest turneu final, că nu ne-ai spus multe. Vreau să spun că înainte de acest turneu final, de când fac eu, adică sunt la antrenamente de aproximativ o lună legat, dânsul m-a lăsat pe mine să conduc antrenamentele, să țin antrenament cap-coadă ca un antrenor, mai ales că m-am înscris acum la școala de antrenori și m-a ajutat foarte mult. E un fel de practică ceea ce am făcut eu acum în sală și oarecum rezultatele s-au văzut. Au fost multe minusuri, să spun așa, nu exagerat, în anumite chestii din timpul jocului, din pregătire, și am reușit să le punem la capăt, să le găsim o rezolvare și soluție. În meci s-a văzut că am progresat, că a mers mai bine, relațiile de joc au fost altfel, dat fiind faptul că fetele, colegele mele de echipă, se pregăteau fără mine și automat o trebuie să ne reintegrăm în colectiv, cum ar veni. Pentru că e destul de greu să mergi la o etapă, fetele să se antreneze împreună și să-ți vină o altă fată și în momentul ăla să stabilizezi relații de joc. Omogenitate. Și acum am reușit să legăm mai multe lucruri. Relații de joc și... Nu, dar și acum să o spun eu așa cum ea ca antrenor, e mult mai dură decât mine. Au simțit copiii. Păi, Didi, ucenicul trebuie să fie, să-și depășească maestru, nu? Păi ceea ce am făcut noi în cantonament, pe mine m-a ajutat foarte mult și pe lângă antrenamentele de la sală și antrenamentele dânsului. Și în cantonament am fost la un moment dat la alt nivel. Competițiile internaționale sunt la un alt nivel față de naționale. Și automat te propulsează și ai dorința de a realiza cât mai multe și să vină din spatele tău urmași, cum ar veni, sau să dai din ceea ce știi tu cunoștințe să oferi și colegilor. Și am încercat să reușesc cu ajutorul domnului antrenor. Sper că Ana Maria, a fost mulțumit. O să mai revenim la aceste aspecte în ultima parte a emisiunii, când o să fii din nou alături de Didi Druncea. Prezentăm pauza publicitară acum. O să intre alți colegi de-ai tăi alături de antrenorul Didi Druncea. Pauză publicitară. Tehnologia digitală de la UPC descoperi ceva extraordinar în fiecare zi. În primele 4 luni ai cel mai rapid internet din România, de 150 de megabits pe secundă, peste 116 canale digitale și 200 de minute naționale la doar 65 de lei. Consumați zilnic cel puțin 500 de grame de fructe și legume. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii.
otrăvită o fetiță de 5 ani, 1,10 m, brunetă. Când un copil este răpit, fiecare secundă contează. Spune ce ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Prea rebel să fii condus. O campanie inițiată de Agenția Națională Antidrog. Drumul de la domnia bunului plat la cea a bunului simț trece și pe la CNA. Sau, mai precis, ar trebui să treacă. Consiliul Național al Audiovizualului a lansat petiția online Interesul public mai presus de gustul publicului. Este timpul ca riposta să vină din două direcții, de la cetățeni și de la CNA. Ca să reușim, alăturați-vă în număr cât mai mare și semnați petiția noastră online. Nu putem reuși decât împreună cu dumneavoastră. Continuăm discuția noastră din studio, stimați telespectatori. Fete și băieți de aur, Comeximer Lupeni, rezultate deosebite și la finele săptămânii trecute, turneul final al campionatului național s-a derulat la Lupeni. Din 8 titluri, fetele și băieții de la Comeximer au intrat în posesia a 7 titluri. Invitații din această seară, după cum i-am prezentat, Didi Druncea, antrenorul echipelor de fete și băieți, Comeximer Fotbal Tenis, Ana Maria Gergel, fata noastră de aur care ne-a adus atâta satisfacție, după cum spuneam, atât după evoluția din teren, cât și după titlurile și trofeele obținute, Letiția Bivolaru, Daniel Popovici, Răzvan Vornicu, David Lică, cei care sunt prezenți în studioul nostru, ceilalți colegi n-au putut veni în această seară, o să ne întâlnim cu ei cu alt prilej. Alături de Didi Druncea este în continuarea emisiunii noastre Letiția Bivolaru. Bună seara, seara. Letiția, bine ai revenit în studioul televiziunii. Bine v-am găsit. Didi, să ne spui câteva cuvinte despre Letiția. Telespectatorii noștri o cunosc deja, dar să ne readucem aminte ce înseamnă activitatea ei, ce putem spune despre numele Letiția Bivolaru. E cea mai veche componentă a echipei, deci face de peste 10 ani acest sport. Ce să, e un om de echipă, duce toate probele și simplu și dublu și triplu. Nu au fost probleme, doar cu accidentările care sunt inevitabile pe parcursul unui an. Nu știu, n-am ce să-i reproșez. Își vede de treabă, cum și-a văzut de 10 ani. E cea mai vârstnică a echipei, fată din echipa de fotbal tenis. La 25 de ani e cea mai bătrână. Bine, acum hai să nu folosim bătrâni. Da, dar fac aluzie asta la felul în care se prezintă celelalte echipe care au jucătoare de și de peste 40 de ani și tot dau rezultate, nu? A mea, deci are o... la 25 de ani, eu nu cred că e chiar în vârful formei sportive, nu? Didi, de acești 10 ani, de ce înseamnă pe la 14-15 ani a început această activitate, iată are 25 de ani, 10 ani că mai pe la 13 ani activitate cu rezultate, cu eforturi făcute și toate celelalte. Este o etapă a adolescenței când se pot întâmpla foarte multe. Ea ca fată, cum crezi că a rezistat
nu să rămână în cadrul acestei echipe, ci a rezistat și a dovedit că poate obține rezultate, performanță, facă performanță în decursul a unui deceniu de activitate. E adevărat. Pentru o fată e foarte greu să facă performanță. Ea probabil că iubește prea mult sportul. Sportul ăsta vorbesc. De a rezistat atât la nivel înalt. Bine, știi, de multe ori iubești și o fată, un băiat, iubești... Te mai rog, măriți? Dar... Eu cred că și măritată va veni la tenis, nu e o problemă. Deci va face, sau poate îl va aduce și pe soțul să, să facă antrenament. Să vadă, eventual. Letiția, ce ne poți spune despre această perioadă parcursă? A fost ușor, a fost greu? Totuși, îți repet și ția aceeași întrebare. De ce ne-ai renunțat? Că ușor n-a fost. Ușor nu este, dacă nu iubești să faci. Deci vezi cum discutam și discutăm și avem în atenție. De plătit nu va plăti nimeni. De mulțumit, poate de mult ori nu va mulțumi nimeni. Dar voi ați mers înainte și numai că ați mers înainte, ați rămas pe poziție și ați rămas în vârful acelei piramide unde ați ajuns nu ușor. Da, de multe ori cine nu are... cum să ajungă să aibă de toate, cum sunt fotbaliștii, să aibă venituri, să aibă orice, luptă mult mai mult decât ei. Și antrenamentele sunt mult mai dure. Antrenamente lungi mai mult, vrei să fii din ce în ce mai în față, vrei să fii numai pe primul loc, să dovedești la alții că... E bine, una este să vrei și alta este să poți, Letiția. Când iubești un sport, când vrei să faci cu adevărat ceva, lupt. Numai cu iubire nu poți să te menții undeva și să lupți să ajungi undeva, Letiție. Cu muncă. Se poate. Multă muncă și ajungi oriunde vrei. Este bine că ai această gândire pozitivă și ar fi bine să-ți o menții și această gândire să te ducă încă, după cum spunea antrenorul tău, Didi Druncea, până la 40 și mai încolo, Didi, nu numai 40 de ani, ca să dovedim că suntem mai buni decât cei de la Salonta sau, mă rog, din alte zone relativ cu tradiție în fotbal tenis sau chiar din străinătate. Ce ne poți spune despre acest turneu final, Letiția? Cum l-ai așteptat? Cum l-ai depășit, de rezultatele obținute? Ne-am ajutat reciproc, am știut să ne ajutăm una pe alta, a fost ușor. Prin muncă, dacă faci față la antrenamentele dure pe care le-am făcut și restul e foarte ușor. Tu ești și studentă. Da. Ana Maria spunea că s-a adaptat foarte ușor. Tu ești în anul 4, am înțeles. Da, acum, da. Deci nu mai e mult și gata, termin. Da, anul ăsta. Cum îmbine una cu alta? Da, e foarte ușor. Dimineața plec la facultate, mă întorc, stau ce stau, antrenamente, acasă. Sigur, acum nu te mai întreb, ai anii care ai ani, ți-a divulgat antrenorul tău, Didi Druncea, la 15, 16, 17 ani mai ai gânduri, discotecă, distracție și așa mai departe. În condițiile în care trebuie să te aliniezi unui program strict de antrenament, de pregătire într-un sport de performanță, ai puțin timp pentru altceva. Nu-ți pare rău de timpul irosit? Nu, eu n-am fost discoteci, distracții, nu prea am fost cu ele. Păi n-ai fost că n-ai avut timp, mă gândesc. Nu... Nu-mi plac, nu sunt genul meu, discotecile. Și niciuna dintre fete nu frecventează cluburi sau chestii de genul ăsta, nu? Distracție și... Asta e bine sau e mai puțin bine? Ba e foarte bine, pentru că în cluburi se întâmplă destule lucruri ciudate și nu. E mai bine să stea pe scaunul lor. Așa, sigur că da. Ce mai putem spune despre Letiția? Să o schimbăm pentru prezentare cu Daniel Popovici. Ce să vă spun? Eu sper să ia să reziste, să reziste activității și să continue. Nu, eu sper să prindă și ea lotul acum pentru... A mai prins o dată lotul pentru... De trei ori ai prins lotul până acum. Da. Să fie inclusă și ea în lotul
pentru mondiale. Lotul național, mea, ca să... Da, lotul României pentru campionatul mondial, pe european din Istanbul. Și atunci ar fi mult mai bine pentru noi să ai 3 fete și 3 băieți la lotul României, când echipa se formează numai din 5 sportivi la fiecare categorie. Jumătate plus 1, nu? Da. Să ai atâția la lot e chiar foarte frumos și mă mândresc cu ei. Letiția, spune-mi, te rog, de ce crezi tu că nu vi se acordă atenția pe care o meritați, inclusiv la participarea la meciurile pe care le aveți acasă și mai cu seamă în acest sprijin de care aveți atâta nevoie? Nu știu, probabil... Sunteți o valoare și valorile de obicei sunt băgate în seamă, să folosim un termen general. Da, probabil acest sport nu e prea cunoscut. Bă. Și mulți nu bagă în seamă... Vă spun eu care e chestia. Nu este toată lumea să leagă de faptul că acest sport nu este sport olimpic. Dar păi sunt o groază de sporturi care sunt neolimpice. Nu este sport olimpic, deocamdată, pentru că iese în atenție, se știe, sunt discuții care vor să introducă și fotbal. Și ca să adaug ceea ce, că, ce nu mi-a convenit mie. Nu, la etapa, la turneul ăsta final care l-am avut la Lupeni, a fost destul de lume în sală. Deci au fost la acest turneu, dar nu a fost același lucru totdeauna când ați avut meciuri acasă. Și în plus de asta am anunțat toți ziariștii sportivi din zonă, chiar și televiziunile, dar nu, n-am avut surpriza să fim gazde. Să vi băgați în seamă, nu. Da, nu. Cu toate că toată lumea a promis, dar nu. A venit cineva, doamna Mitrache, și atât. Păi, probabil dacă le dai un telefon și spuneai, uite, s-a întâmplat un viol în cartierul Braia sau un incendiu, nu știu cum, sau altceva de genul ăsta, era altă reacție. Nu, dar am avut și niște păreri contra despre sportul ăsta, că toată lumea crede că este tenisul care se joacă între blocuri, cu dă-mi o mie, n-ați o ție și chestii de genul ăsta. Dar vreau să vadă nivelul la care se joacă și nu este chiar foarte simplu. Ca să ai controlul mingei la rapiditatea și la felul în care se joacă exact ca tenisul de câmp, e foarte greu. Nu e tenisul care îl știe toată lumea. Și am pus afișe prin oraș, am chemat pe toată lumea. Foarte... Să îl rugăm pe Daniel Popovici să se pregătească și să intre în locul Letiției. Să vedem ce o să putem spune Didi și despre acest băiat deosebit al echipei de băieți. Un băiat tânăr care a convins până acum și cu siguranță în tot ceea ce face în continuare va da dovadă de încrederea care îi se acordă, de faptul că poate fi în continuare un pilon de bază a echipei de băieți. Sigur, elev tânăr fiind și în ceea ce îl privește ca băiat, trebuie să se alinieze acelor exigențe privind pregătirea și renunțarea la, mai mult sau în ghilimele spunând, plăcerile vârstei. Chiar acum pe ecran este meciul de chestii de dublu, unde este Dani Popovici cu Stoenica Mașu, care practic acest meci ne-a adus titlul de campion național pe echipe. Deci în proba respectivă eram cu un avans suficient, dar ne trebuia pentru să fim siguri de titlul de campion pe echipe. Chiar aici e Dani Popovici cu Stoenica Mașu. Stoenica, păcat că n-a putut să vină, e un vechi component al lotului național, e campion mondial, e cel mai bun din echipă. Cel mai bun, nu. No. Chiar acum sunt ei doi pe teren și contra echipei din Salonica, care cel cu mingea din de acum este campion mondial în simplu. Deși despre el putem spune unul dintre băieții noștri de aur, da? Da. De... da. No, și Dani Popovici face de vreo 4 ani. De 4 ani, da. De vreo 4 ani. Deci să-l prezentăm și pe Dani Popovici, stimați spectatori.
El este Dani Popovici, îl vedeți pe micul ecran, băiatul care a adus satisfacții deosebite prin evoluție pe teren și, sigur, prin rezultatele obținute, atât antrenorului Didi Druncea, cât și nouă tuturor, care am conștientizat că trebuie să fim mândri de acești copii și trebuind să conștientizăm acea necesitate de a le fi alături, fie și prin prezență la meciurile derulate acasă. Didi, să mai repetăm telespectatorilor noștri unde se desfășoară aceste meciuri, pentru că poate Letiția are dreptate. Nu mulți știu încă, deși ar trebui să știe unde se desfășoară meciurile echipei Comeximer Fotbal Tenis și zilele. O să încercăm și noi să facem, să fim mai atenți cu mediatizarea meciurilor pe care le aveți acasă, când, la ce oră, și poate vom reuși ceva mai mult ca până acum. De fiecare dată meciurile echipei noastre se dispută la sala de sport a școlii generale 2 din Peni. Avem un noroc enorm, pentru că directoarea de acolo iubește sportul și profesorul de sport la fel. Intrăm de câte ori vrem în sală, în funcție de programul sălii, deci antrenamente se pot face, am făcut și câte două pe zi. Mulți probleme, deci ca pregătire sala este super. Acolo avem și antrenamente, acolo jucăm și meciurile din campionat. Numai Cupa României o ținem undeva pe zgură la mare. Și am uitat să vă spun că anul ăsta am câștigat și Cupa României și la băieți și la fete. Revenim și o să dezvoltăm ideea. Deocamdată am rugămintea să îl prezinți din nou pe Daniel Popovici, de spectatorilor noștri. Daniel Popovici face de 4 ani. A fost tot timpul de când a venit în sportul ăsta, după un an și ceva, a fost titular în echipa de juniori. Anul trecut chiar merita să prindă lotul național, dar din cauza vârstei, pentru că el avea 14 ani, n-avea voie să participe la un campionat mondial de juniori. Din cauza vârstei? Din cauza vârstei, mici. Da, și anul ăsta e sigur componenta lotului național și sper să-mi aducă și el vreo 2 medalii de aur. La câți ani? Triplu, la 15 ani. La 15 ani, Didi. Da, și spune-mi, te rog, să spunem telespectatorilor noștri, echipele cu care vă confruntați în țară sau la aceste competiții internaționale, jucătorii cam ce medie de vârstă au? Păi cam la 18 ani joacă. Deci majoritatea din campionatul național sunt la 18 ani. Ai mei sunt mult mai mici. Mai mici? Cu aceeași experiență, am putea spune, cred că nu greșesc, și cu perspective deosebite. Uitați-vă la tipul care face atacul acum de pe ecran. Are 1,90 m față de Dani, care era 1,60 m. Dar pregătirea care o face și deportamentul, eu știu, e decisiv. El are un păcat foarte mare. La antrenamente nu prea dă rezultate, dar în momentul când intră pe teren e decisiv, nu? Are determinare și știe ce ar de făcut. M-am chinuit foarte mult cu el, pentru că el tot timpul antrenamentele le ia ca amuzament. Da, dar cu seriozitate, nu? Știe el ce pățește. Da, să-l ascultăm și pe Daniel. Daniel? Da. Îți adresez aceeași întrebare. Cum îmbini școala cu sportul de performanță la anii tăi? Păi, eu sunt elev la liceu teoretic Lupeni și fac ore de după masă, clasa 10-a, iar de fiecare dată... Absențe ai? Nu. Note bune? Nu, încă n-am primit note. Bine, n-ai acum, anul ăsta, dar anul trecut ai fost clasa 9-a, da? Ai terminat... Am terminat. Mulțumitor din punctul tău de vedere și al părinților? Da, din punctul meu, da. Păi, a părinților se putea nu se putea să n-ai o părere bună tu despre tine, sigur că da, nu? Și părinții ce zic? Păi părinții ziceau că se putea. Sau părinții niciodată nu-ți mulțumim. Deci, niciodată nu-ți mulțumim. Chiar dacă erai dublu ca rezultate, tot era loc pentru mai bine și se putea și mai bine, așa-i?
Păi eu de fiecare dată după școală mă duc direct la antrenamente aproape, pentru că am ore până la 6 și antrenamentele încep fiecare zi la 6 și sunt cam tot timpul obosit, dar fac față, mă descurc. Obosit din cauza antrenamentelor. Și a școlii. Și, bine, dar eu cred că mai mult școala te obosește decât antrenamentul. Da, antrenamentul îți revii, nu? Da. Cum stai cu discotecile, cu gagicile? Ăsta e termen, îl folosesc bine, eu sunt mai bătrân așa, nu mai știu cum. Iubitele, așa. Te admiră fetele pentru că e sportiv, pentru că ești vedetă, pentru că... Pentru amândouă. Pentru amândouă care? Și că sportiv, că-s vedetă. Da, este bine, dar da. Tu nu faci pe vedeta și nu ai aere de cine sunt eu, chiar dacă ești în aceste competiții. Eu la fel cu ceilalți colegi din clasa mea, nu sunt mai sus decât ei. Deci, sunteți la aceeași linie, da, la aceeași... Da, da. Este foarte bine, Daniel, așa da. să și rămâi modest, dar așa. Cu rezultate deosebite, să îți facă fetele curte ție, nu tu curte la fete și... Da. Care fac curte de Gigi, da? Pe fondul ăsta și antrenorul cred că e mândru că are... Da, dar în momentul când sunt mai multe, atunci pierde și mai mult timp. De ce liber pe care îl are? Poate este normal să fie și așa, dar am văzut mai cu seamă în sportul care se cheamă gimnastică, ce înseamnă renunțarea la absolut orice dacă vrei să faci performanță. Și totuși, dacă stăm să ne gândim, Didi, adolescența este una, acei ani sunt la care nu te mai întorci. Tocmai în acest context vreau să spun că eforturile pe care le face persoana respectivă sunt deosebite, pentru care trebuie apreciați din toate punctele de vedere, inclusiv spiritual, inclusiv ca părinte, ca dascăl și sigur ca spectator sau persoană din aceeași comunitate în care trăiește persoana respectivă. Sunt eforturi deosebite care de foarte multe ori nu sunt răsplătite absolut în niciun fel și toate aceste zile, toată această perioadă face parte din viața acelui om. Da, noi în echipă și la fete și la băieți, deci noi suntem prieteni în afara sălii de sport. Ne ridicăm sau coborâm la nivelul fiecăruia și există o coeziune. Niciodată nu. Cei care calcă strâmb, ceea ce mi s-a întâmplat și anul ăsta, mai se duc către alte sporturi sau către alte activități. Fiecare rămâne să decidă pentru el. Daniel, de 4 ani am înțeles. Da, de 4 ani, de la 11 ani. De la 11 ani, cum ai luat-o pe calea fotbal-tenisului? Păi după prietenul meu și colegul meu, Stoinică Cămașu, care m-a îndrumat, el m-a dus la sală și... Te-a prezentat antrenorul din Itruncea. Da. Și te-a pus la lucru așa de la început? Stoienica, Marius cu el, vecin și prieten de foarte mult timp, l-a adus la sală, l-am acceptat că era ca un purceluș, era cam gras. Nu, și mi-a plăcut de la început. Chiar dacă era grăsuț, mișca bine, nu? S-a jucat mai mult pe recuperare și pas, acum a slăbit, s-a înălțat, face și atacul, deci nu. E polivalent. Daniel, gândirea ta de perspectivă privind acest sport, ți-ai dat seama acum în 4 ani cât de greu sau cât de ușor este, deci nu putem vorbi de ușor. Trebuie să renunți, iată, la multe din atracțiile, să spun așa, nu plăcerile vârstei tale. Trebuie să faci eforturi deosebite. Crezi că vei putea continua în ritmul și în stilul impus de antrenorul Didi Druncea? Voi putea, pentru că ador sportul ăsta. Și mai bine nu fac alte lucruri, mai bine fac tenis. Și ăsta nu e un sport ca ăla din față, ca tenisul din față, bambilicii din alea. Ăsta e un greu, îți trebuie ani de lucru. Ai participat la competiții naționale și internaționale, Didi, mă gândesc, da? El nu. Eu nu. Încă nu. Dar are perspectiva să participe.
ai văzut care sunt cerințele care se impun pentru a ajunge undeva și mai cu seamă a te menține undeva. Da. Ai ambiția să depășești toate barierele? Am și care... anul ăsta chiar cred că o să merg și eu la europene. Părinții ce spun despre această preocupare a ta? Păi părinții sunt mândri de mine. Că... ei știu ce faci, se preocupă așa. Da, știu, știu, au fost și la sală, m-au văzut. Le-au plăcut mult de mine. Te-au și aplaudat, le place și la sportul ăsta, mă aplaudă. Da, la vecin nu le-a zis, hai măi, că uite, băiatul nostru, Daniel, așa să... Nu, nu le-a zis, numai eu. Păi trebuie să-i convingi că sunt părinți acasă și în sala de sport sunt suporteri, unde trebuie să se manifeste ca atare. Ca un suporter. Ca un suporter, sigur că da. Ce ne poți spune despre acest campionat național, Daniel? Păi, eu am față de ce ți-ai propus să obții sau față de ce ți-ai propus cum să evoluezi, ești mulțumit de ce s-a întâmplat acolo? Ești mulțumit, dar la început nu prea am început eu așa de bine și nu a fost chiar așa o echipă bună. Cu cei mai buni am început să joc foarte bine și am bătut și tot anul niciodată nu ne-au bătut în dublu pe mine și pe Stoinică. Și au fost câteva sincope în triplu. Da. La București și cam atât. Ce trebuie să înțelegem prin aceste sincope, Didi Druncea? Deci am pierdut totuși. Un singur meci de timp. Ați pierdut, era normal să pierdeți sau... Nu, a fost o cădere de... A schimbat suprafața de joc, ei nu s-au obișnuiți cu tartanul ăla care s-a jucat la București, o suprafață sintetică, total diferită, un fel de scură. Altă țare mingea, nu, ne-a luat în surprindere și am luat bătaie la un triplu. Okay. Dar nu, n-a afectat în clasamentul general sau la clasamentul de triplu. Dar, nu, mă, e bine și câte o palmă de asta, că se mai trezesc. Ies din conul ăla de, vezi, Doamne, suntem cei mai buni. Mai trebuie și câte o palmă de asta dată de adversari. Și iată că vine palma. A venit, a venit. Deci ați pierdut, dar am putea spune pe fondul ăsta că a fost în orice bine și un rău, sau în orice rău și un bine, cum se zice. Da. I-a mobilizat mai mult, după aceea n-am mai avut probleme nicio. De acolo ni se trage, pentru că noi nu avem un simplist foarte bun, deci... Mașul pe Marius Stoianică a câștigat argintul simplu, dar fără nicio victorie în fața celui care e campion mondial. Și de-aia noi am câștigat foarte greu la echipe. A trebuit să recuperăm în dublu-triplu ceea ce am pierdut în simplu. Că pierdeam întotdeauna. Să depășim ultima pauză publicitară. Revenim în câteva clipe. Tehnologia digitală de la UPC descoperi ceva extraordinar în fiecare zi. În primele 4 luni ai cel mai rapid internet din România, de 150 de megabits pe secundă, peste 116 canale digitale și 200 de minute naționale la doar 65 de lei. Zilnic cel puțin 500 de grame de fructe și legume. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii. A fost răpit
este o fetiță de 5 ani, 1,10 m, brunetă. Când un copil este răpit, fiecare secundă contează. Spune ce ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Prea rebel să fii condus. O campanie inițiată de Agenția Națională Antidrog. Drumul de la domnia bunului plat la cea a bunului simț trece și pe la CNA. Sau, mai precis, ar trebui să treacă. Consiliul Național al Audiovizualului a lansat petiția online Interesul public mai presus de gustul publicului. Este timpul ca riposta să vină din două direcții, de la cetățeni și de la CNA. Ca să reușim, alăturați-vă în număr cât mai mare și semnați petiția noastră online. Nu putem reuși decât împreună cu dumneavoastră. Continuăm discuția noastră din studio, stimați telespectatori. Lili Druncea, alături de tine a luat loc unul din componenții de bază, alt component de bază a echipei de juniori, fotbal, tenis, Convexim R. Lupeni. Răzvan Vornicu. Da. Ce putem spune despre el din punctul de vedere al antrenorului? Ce să vă spun? E cam în acea situație cu Dani Popovici. Nu este mai, nici mai bătrân, nici mai tânăr decât un pic, el. Un pic e mai în vârstă. Nu mai în vârstă, dacă a plecat timp de pregătire. Asta înseamnă că este și mai înțelept. Dacă e un da, e mai cu minte. E prea cu minte pentru sportul ăsta. El e păi mai... poate și revine. Și... Păi nu știu. Nu, ce să vă spun, și el a fost tot timpul om de bază în echipă și acum un an și anul ăsta. Bine, anul trecut am pierdut titlul. De câți ani face parte din lot? 4? 3 ani. 3 ani. A mai fost el, a mai venit în probe, dar probabil cu mulți ani în urmă, era copil. Nu, i-a fost greu să se adapteze la jocul care se juca în momentul ăla, el fiind micuț. Dar a revenit și a revenit bine. Nu, era că... mingea mai mare ca el, nu? Sau cum se zice? Și el era ca fizic tot ca Dani, grăsuț, foarte grăsuț și nu prea sportul se mișca bine. L-a ajutat. L-a ajutat, nu. L-a ajutat. Și el acum sigur va prinde lotul pentru europene. Nu. Să vedem acum ce psihic de concurs va avea. La un concurs mare. Am mai participat la competiții așa importante, nu, grele? Unde... Internațional niciodată. Are tot viitorul în față, nu? Răzvan, ce te-a determinat să te apuci de fotbal tenis și nu de altceva? În primul rând, verișorii mei. Da. Ana Maria Gherghel e verișoară. Adrian Gherghel, care și el a fost un jucător de valoare, iar verișorul lui. Deci... e moștenire din familie. Păi acum nu moștenire, că moștenire ar trebui să fie în alt sens. Da, dar Adi Gherghel are o vârstă. Au făcut o tradiție în familie din acest sport și este bine, Răzvan, nu? Este extraordinar. Ce satisfacție îți aduce ție acest sport? Iarăși îmi place spun foarte. Din punctul de vedere al tânărului de vârsta ta, care este înclinat, după cum spuneam și înainte, de discotecă, distracții, chefuri, știu eu, vedetisme, manifestări. De obicei nu sunt genul să umblu prin cuburi, să mă distrez, cum să explic, să mă distrez manifestări așa. Manifestări libertine. Manifestări care... libertine. Sunt un copil mai de casă, cum pot să spun. Și practic energia care o ai o dedici o dedic sport. Tot al sportului. Pentru că asta tot timpul mi-a plăcut, tot timpul voi face așa, așa mă simt bine în fielea mea. La ce școală ești? La Liceul Teoretic Lupeni. Clasa? A 11-a. Diriginte?
domnul Vișan Toma. Vișan Toma. Domnul Vișan, ei, așa se manifestă într-un fel că are... Este un om blând. Un, foarte de treabă cu noi. De fizică? Da, de fizică este. Specialitatea domniei sale este fizica. Este foarte bine, Răzvan. Cu școala cum stai? Destul de bine. Acum am trecut cu o notă destul de mare. Clasa precedentă, vrei să spui, da? În clasa precedentă și sper mult mai bine în continuare. Foarte bine, felicitări. Anul viitor voi da bacul, sper să-l iau cu notă foarte mare. V-am spus că e prea cu minte pentru sportul ăsta. Didi, antrenorul trebuie să intervină și să redirecționeze în sport, așa, nu în alte direcții specifice, da, după da, cum spuneam, sport, vârste. E automat, că dacă l-are în sport, l-are peste tot. Și dacă reușește în sport, cu siguranță dă dovadă de capacități de a-și coordona de la instincte și până la gândirea interioară și toate ieșirile mai mult sau mai puțin exprimate. Niciodată nu scoate... Ca perspectivă, Răzvan, spuneai la anul o să dai bacalaureatul, ambiția ta este să iei cu notă mare, către ce vrei să te îndrepți după aceea? Tot către o facultate de sport pentru a continua cum să spun, activitatea. E bine, activitatea poți să ți-o continui și dacă te orientezi către alte facultăți cu alt profil, asta dar sigur este bine să faci ceea ce îți place. Eu îți doresc să ai succes în spiritul în care s-a exprimat Didi Druncea, că ești mai cu minte decât ar trebui. Îi felicit pe părinții tăi pentru că cu siguranță ai avut un model în orientarea ta și în formarea ta care este în curs. În continuare, ai avut un model în părinții tăi. Ce te gândești în perspectivă legat de colaborarea cu Didi Druncea, cu această echipă de fotbal-tenis și, sigur, cu acest sport care se cheamă fotbal-tenis, Răzvan? Vreau, cel puțin, să continuăm aceeași performanță ca anul trecut, chiar mult mai bine. Deci să-i dai seama, pentru a face performanță trebuie să renunți la foarte multe și să dai dovadă de un echilibru psihic, de eforturi care trebuie făcute din mai multe puncte de vedere. Pentru el nu cred că este greu. Că el e destul de liniștit. Ușor nu este pentru cei mai în vârstă când trebuie să e se... E adevărat, dar e, întotdeauna el e primul la antrenament, iese ultimul din sală. Este foarte bine dacă se întâmplă așa. Conștientizează înseamnă multe lucruri pe care o să-i ajute în existență și în formarea sa ca sportiv și ca om al societății noastre. Să îl pregătim și pe Lică David, să îl prezentăm telespectatorilor noștri. Este, stimați telespectatori, după cum am aflat de la antrenorul echipei de fotbal tenis Didi Druncea, mezinul echipei de juniori, unul dintre băieții care nu de mult practică acest sport, dar în scurtul timp de când a intrat în activitatea competițională și de performanță, a dat dovadă, ca și toți ceilalți, de perseverență și ambiție. Am dreptate, Didi Druncea? Da, pentru mine a fost o surpriză enormă. Copilul ăsta, de când a venit la sală, m-a impresionat prin rapiditatea mișcărilor, prin tot ceea ce face și în scurt timp a ajuns să prinde loc în echipă, că nu se prinde chiar așa ușor. No, și ca răsplată, repet, el a fost decisiv în etapa asta, în turneul final, contra echipelor din Salonta, că au venit cu două la turneul final, că ei au fost înscriși cu trei echipe, dar două s-au calificat.
Nu, și la un meci, v-am repet, au avut 9-3 adversari și prin introducerea lui în teren am câștigat meciul, care ne-a ajutat foarte mult să câștigăm campionatul pe echipe. Nu, el... De cât timp? N-are un an. Mezinu, da, n-are din toate un punctele an, de vedere a echipei. David, cum te-ai rătăcit către acest sport și către această echipă? Spun bine rătăcit sau a fost o motivație explicită în ceea ce privește ajungerea ta în această echipă și iată, în foarte scurt timp să faci parte din lotul echipei. Îmi doresc. Eram în curtea școlii, eram cu mai mulți colegi și l-am văzut pe domnul antrenor cu o echipă. Am intrat după ei în sală să văd ce se întâmplă. Am vorbit dacă pot să se uite dacă cum joc. Ți s-au părut dubioși așa și ai fost curios să vezi cine sunt ăștia, da, de ce fac ăștia? Și mi-a plăcut sportul ăsta și m-a văzut cum joc și... Da, tu ai mai jucat înainte? Ai mai încercat? Sau a fost o primă încercare de a da cu piciorul în minge în stilul practicat în fotbal tenis? Am mai jucat în fața blocului cu colegi, cu mai mulți. Bine, așa, miuță, așa, hai, da, să... Da, mie mi-a, ce mi-a sărit în ochi la el a fost felul care lovește mingea, lovește foarte clar mingea și bineînțeles că el, dacă el spune că a intrat și a jucat, n-a jucat, a jucat, a făcut ceea ce a spus eu, ca să văd dacă are aptitudini pentru sportul ăsta. Și nu m-am înșelat, nu, a jucat foarte, deci a jucat campionatul ăsta foarte bine, atâta timp cât am fost introdus în teren, sunt alții care erau titulari de drept și când am avut nevoie de el m-a ajutat. Nu am fost probleme. A jucat bine. David, la ce școală ești? Liceul teoretic numărul 2. Clasa? A 7-a. Clasa 7-a. Mai ai colegi care practică vreun sport de performanță în sistem organizat? Am avut, dar s-a lăsat. Ce sport au făcut? Fotbal-tenis. Deci tot fotbal-tenis. Da. Despre cine e vorba, Gigi? Colegi de-ai lui care, nu că n-aveau talent, dar n-aveau... Seriozitate, probabil. Da. No, și el poate să fie mândru că e singurul campion național din școala voastră, nu? Ai participat la antrenamente? Acum a, mai e și soră sa, el are o soră geamănă și ea face parte din echipa de fete. Tot așa a început foarte târziu, are o soră geamănă și face și ea fotbal-tenis, Mariana Lică. Și s-a integrat foarte rapid și ea în sistem. Poate o să o prezentăm telespectatorilor noștri, alături de fratele David, cu performanțe deosebite, nu în... Da, a fost botezul lor așa mai de lungă durată la turneul ăsta final, pentru că și el și soră s-au jucat mai mult decât au jucat tot anul. Acest turneu, David, a fost prima competiție mai importantă la care ai participat? Nu. Cupa. La Cupa României. Te-ai așteptat să obțineți rezultatele pe care le-ați obținut acum? Da, pentru că știu că am foarte bun echiper. Stoica Mașu. Stoenica Mașu. Și Dani. Cu el joc foarte bine. Colegii mei... Ai avut emoții? Nu. Deloc așa... Vorbeam de tupeu, e foarte tupeist. Spre deosebire de Răzvan, care e la polul opus. El nu, chiar dacă se întâmplă, pentru că sportul nu se face pe zâmbete și pe pupe, chiar dacă mai urlul la el sau... El n-are nicio treabă, nu. Deci are perspective continuă, să... Continuă mult mai bine decât înainte de a urla la el. Bine, acum nu chiar urla. Ba da, așa... are sala aia o rezonanță că exact... E ca un urlet. Trebuie exploatată, dacă da, totuși... Altfel nu se înțelege nimic. Trebuie să urlă. David, ești în clasa a 7-a. Către
unde te îndrepți ca pregătire școlară? Crezi că în formarea ta sportul acesta te ajută? Că practici acest sport? Da. Pur și simplu că mă dezvoltă. Fizic? Da. Ca gândire, ca voință, ca... atitudine, ca toată. Așa? Să am și un sport în viață. Să nu am nimic ca... îmi place sportul ăsta și... Da, așa, să te joci, David. Sunt jocuri, sunt, nu, televizorul, calculatorul, emisiuni din astea, așa, care... Nu. Ei sunt amândoi frații gemeni dintr-o altă religie și n-au voie la multe... din ceea ce spuneți dumneavoastră acum. Este, na, și bine și mai puțin bine poate să se întâmple așa, dar una peste alta totul ce se întâmplă să fie direcționat spre formarea, mai cu seamă dacă se combine cu sportul, a unui tânăr și a unui viitor membru al societății, integru și mental și fizic și nu numai, și profesional. David, sper că ne mai întâlnim în emisiuni, sper că o să mai vii cu antrenorul Didi Druncea și poate cu sora ta. Didi, o să putem vorbi cu siguranță frumos despre frații. Da, aș vrea să fie o competiție între ei, care să fie mai valoros sau să câștige mai multe titluri. Să o rugăm pe Ana Maria să e loc în locul lui David, ca să putem concluziona pe fondul celor discutate, pe fondul perspectivelor de viitor a acestei echipe, să vedem în actualul context, când spuneam susținerea echipei este făcută din partea unei singure persoane, care este domnul Emil Păreu, și rostesc cu multă plăcere acest nume ori de câte ori am ocazia. Spuneam, dacă Valea Jiului ar mai avea 2-3 Milu Păreu, poate s-ar simți așa cum se simte, mai puțin sigur, în actuala conjunctură, când este și și-a făcut simțită prezența prin activitatea făcută un singur Emil Păreu. Didi Druncea, ne apropiem de finalul emisiunii. Ana Maria, ți-ai reluat locul, este foarte bine, bine ai revenit pe locul tău în cadrul emisiunii noastre. Spune-mi tu, ca eu îmi permit să te numesc lider acestei echipe, ai avut cele mai bune rezultate, continui să ai cele mai bune rezultate și ne aduci satisfacții deosebite de fericire, bucurie, spuneam, prin evoluțiile tale pe teren și prin rezultatele pe care le obții, prin trofeele pe care le aduci la Lupeni. Fă o caracterizare generală a colegilor tăi și a echipei din punct de vedere valoric, încadrând-o în acest cerc mare numit fotbal, tenis, pe plan național și, hai să spunem, și internațional. În primul rând, cel mai important lucru este că suntem uniți. Când ești unit, toate lucrurile vin de la sine. La antrenamente, toată lumea ascultă orice sfat, dacă greșim, încercăm să remediem. Și asta e foarte important, pentru că ajungem la un moment dat să existe conexiune între noi, adică într-o anumită fază a jocului nici nu trebuie să mai vorbești cu virgulă. Putem vorbi de o conexiune mentală, da, de gândire și priviri, acțiune. Exact, și din priviri. Te înțelegi doar din priviri, pentru simplu fapt că muncești la antrenament împreună, suntem tot timpul împreună, încercăm să remediem împreună greșelile și tot timpul să trăim ca un colectiv. Indiferent, profităm de orice moment ca să fim împreună. Chiar și acum, la sfârșitul turneului final, n-a mai contat rivalitatea din teren dintre echipele, echipa noastră și restul echipelor. Ne-am adunat la domnul antrenor acasă și am sărbătorit împreună sfârșitul campionatului. Ceea ce este un eveniment foarte frumos, pentru că nu multe sporturi... Acum m-ai făcut așa curios, cam cum sărbătoresc niște vedete ale fotbal-tenisului
un eveniment fericit. Trăim momente împreună, clipe, ne amintim. Cântați, dansați. Da, ne amintim faze de joc, cântăm, dansăm. Consumați băuturi. Exact. În răuți exagerate. Nu, fetele nu, dar noi ăștia mai bătrâni n-am putut să. În afară de Didi Druncea. Păi da, dar a fost și președintele Federației și secretarul general, au fost toți din Federație, au fost echipe care au participat și în campionat. A achitat nota de plată președintele Federației dacă a fost sau gazdele. Ne-am descurcat. Oricum, cea mai frumoasă. Bine, acum intru și eu în amănunte care totuși, așa, din punct de vedere al curiozității, sunt exprimate, nu din alt punct de vedere. Oricum, cea mai frumoasă sărbătoare a fost faptul că am fost împreună în acel moment, la acea dată, la acea oră. A fost cel mai frumos. Și a fost prima oară când s-a întâmplat așa. Parcă niciodată n-a fost o bucurie să fim tot timpul împreună. A fost prima oară și îmi doresc să se mai întâmple acest lucru. Să fim tot timpul totul împreună. Depinde de voi, Ana Maria, ca da, să se mai întâmple. Exact, exact. Și va fi. Ce m-a surprins pe mine în seara aia, că toată lumea a fost... Nu mai exista rivalitatea aia din teren, ura aia. În afară suntem. Vă dați seama dacă am câștigat anul ăsta absolut tot. Ne-a lipsit decât acest titlu în simplu, atât. Am luat argint în simplu, dar am luat Cupa României și la fete și la băieți, am câștigat campionatul detașat la fete, am pierdut un singur titlu la juniori. Aia nu e o mare... Din acest turneu final au participat, am înțeles, dacă am reținut bine, 4 echipe, da? Cele mai bune s-au calificat, deci adică cele 4 echipe din vârful piramidei, ceea ce înseamnă fotbal tenisul în România. Spune-mi, te rog, ai sesizat cu ce gânduri, cu ce impresii au venit despre Valea Jiului, pentru Valea Jiului, pentru această competiție și cu ce gânduri, impresii au plecat? Păi, nu știu, la fete nu sunt probleme. Toate echipele din țară vin cu plăcere când avem etapă la Lupeni. O singură dată am avut probleme cu echipa din Salonta, care după ce au pierdut la Lupeni în aprilie, nu? În aprilie sau mai, nu mai știu când am avut etapă la Lupeni, s-au purtat foarte urât cu noi, au strigat în limba maghiară destule vulgarități, ne-au făcut în toate felurile. Au avut motiv sau așa, pur și simplu? Simplu fapt că au orgoliu. Ei nu s-au obișnuit să piardă. Se poate. Dar le-a părut rău, pentru că acum la etapa aceasta s-au cerut scuze și s-au comportat adecvat, adică nu se aștepta absolut nimeni să se comporte ireproșabil, pot să spun. Deci ca și cum au dovedit că etapa aceea a fost oarecum o greșeală, ca și comportament. Acum... Ieșirile din cadrul acelei etape. Exact. Este foarte bine când rațiunea învinge, Ana Maria, și cineva care a greșit știe că trebuie să-și are scuze și să se comporte ca atare. Dar să știți că e destul de greu să accepți că greșești. Deci chiar este... Să accepți că totuși ai greșit și să-ți recunoști în primul rând. Și să-ți și ceri scuze. Da, exact. Deci e de apreciat. A doua parte a întrebării era, Ana Maria, încadrarea valorică a echipei Comeximer fotbal tenis în conjunctura fotbal tenisului din România și internațional. Păi încercăm să ne adaptăm cât mai bine, să luptăm la antrenamente, să ne antrenăm cât mai bine pentru a face față într-un cantonament, pentru a face față la o competiție internațională. Pot spune că ne prezentăm într-un mod foarte decent, adică nu luăm adversarii de sus, pentru că la un moment dat poate avem nu de pierdut. Nu faceți ca cele din Salonta, nu se... Exact. Avem de pierdut la un moment dat. E mai bine să... consider că ești pe linie cu ei, dar apoi să faci pasul spre totuși reușită. Să vedești că ești mai bun sau exact. Ești exact, dar să ai și demnitate, pentru că dacă ai demnitate și respect și față de adversar, reușești mult mai mult față dacă te-ai considera prea
peste iar el. Pe plan internațional, că dacă toți ați întrebat, da, și vreau eu să... Didi, să o ascultăm pe Ana Maria, să știm părerea și internațional și după aceea îl ascultăm pe Didi Druncea în final. Nu știe ce vreau să spun eu. Tocmai de aia să o ascultăm pe ea, încheiem și continuăm cu Didi Druncea. Încheiem cu Didi Druncea. Sunt mulțumită pentru că am și eu colege de la echipa de club la Lotul României. Fac față cu brio, pot să spun, și se străduie și ele să dea randament în momentul în care sunt incluse în componenta lotului pentru a participa la o competiție. Te ascultăm, Didi Druncea. Da, deci, referitor la activitatea internațională și cum ne... Da, prima dată să vedem locul echipei Comexim Air în contextul fotbal-tenisului din țară și după aceea internațional. În momentul când domine acest sport de nu știu câți ani, că le-am și uitat și am uitat și numărul medaliilor de aur în competițiile interne, deci pentru noi nu este o problemă. Suntem respectați, respectăm pe toată lumea, suntem... Fără a avea o atitudine, cum spunea Ana Maria, că cine suntem noi. Nu, niciodată. Poate suntem prea modești. Atâta, pe plan intern nu sunt probleme. Problema mea importantă este că noi pe plan internațional nu facem decât campionate mondiale și europene. Sunt sute de turnee internaționale, noi nu putem participa la ele, chiar dacă suntem numărul unu în lume. Subliniam acest fapt și cred că și telespectatorii noștri au reținut din cauze materiale. Atât. N-avem ce face. No, sunt o grază de foarte, foarte multe turnee și cu federația paralelă, că mai este o federație internațională cu un alt stil de joc, cu două căderi de minge în teren, și noi ne adaptăm la ăla, putem merge și la turnee de genul ăsta, și cu o cădere în teren, nu ar fi o problemă, dar nu putem. Noi de 5 ani am făcut un turneu extern. Suntem înainte de punctul final. Ana Maria, un apel telespectatorilor noștri, prietenilor tăi, părinților tăi, tuturor acelora care ne-au urmărit în această seară. Să ne susțină în continuare, nu promitem că nu o să-i dezamăgim, vrem să obținem în continuare cele mai bune rezultate și le mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat, ne-au sprijinit, în primul rând domnului Emil Păreu, pentru că el este principalul nostru, principala sursă pentru care noi existăm, și tuturor celorlalte persoane care au fost alături de noi și ne-au sprijinit în aceste demersuri ale noastre pentru a obține aceste rezultate. Părinților și tuturor. Eu nu pot să mulțumesc decât tatălui nostru, domnul Emil Părău, și sportivilor mei, pentru că cu ajutorul lor am ajuns la acest nivel și la aceste performanțe. Deci trebuie să încheiem totuși optimist emisiunea noastră. Vom mai auzi de Didi Druncea, de Ana Maria Gherghel, de toți componenții Comexim Air, fotbal, tenis. Să sperăm nu va muri, să folosim termenul adecvat, și în măsura posibilităților veți merge înainte. Încercăm, să sperăm. Nu știu, că sunt și la mine destule probleme, acum nu vreau să le enumăr, nu foarte multe, multă lume, foarte multe persoane le cunosc și nici nu vreau să fac un caz pe tema asta, dar nu știu, vom vedea ce va fi. Stimați spectatori, aceasta a fost emisiunea noastră din această seară. Mulțumesc mult Didi Druncea, Ana Maria Gherghel și tuturor celorlalți colegi ai voștri pentru prezența în studioul televiziunii Parând. Stimați spectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care, sunt sigur, ne-ați urmărit. Ștefan Mecec, în final de emisiune, vă dorește ca tot ce e mai bun și mai frumos să vi se împlinească, tot ce e mai bun și mai frumos să vă înconjoare. Vă doresc o seară liniștită în continuare, la revedere, până peste o săptămână.